Viața noastră de zi cu zi este plină de tensionări. Când trecem pe lângă o casă care este aproape gata să se prăbușească, vedem un panou pe care scrie pericol de dărâmare, accesul interzis. Sau pe tablourile de electricitate vedem scris atenție în altă tensiune, ca noi să ne atingem sârmele. Sau chiar și atunci când auzim sirenele de la mașina de pompieri sau ambulanță, știm imediat să eliberăm strada. Dar atunci când Dumnezeu ne spune, pocăiți-vă pentru că altfel toți veți pieri la fel, pe cei mai mulți îi lasă reci. De ce nu iau tot așa în serios chemarea dumnezeiască, precum atenționările din viața de zi cu zi? Adică, când mergem în parc și vedem o bancă pe care scrie atenție, proaspăt vopsit, știm să nu ne așezăm pe ea. Dar dacă Dumnezeu ne spune, în dragostea Lui, plata păcatului este moartea, aproape nimeni nu se oprește din a mai păcătui. Vedeți voi, Biblia ne explică ceva foarte important, cum că dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai importantă și aceasta este prin Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață, iar cine nu are pe Fiul, nu are viață. Nu te lăsa pus în pericol, nebăgând în seamă chemarea lui Dumnezeu. Începe să citești Biblia și să te apropii mai mult de El. Dumnezeu să vă binecuvinteze!